Una dintre cele mai prestigioase instituții din județul Hunedoara, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, trece în aceste zile prin niște momente fericite. Muzeul Devean este instituția de gen din țară care a primit în urmă cu ceva timp o recunoaștere la nivel național. A fost o muncă intensă, o muncă de echipă. Pentru prima dată acest muzeu a reușit să obțină această acreditare. O documentație stufoasă în baza căreia sau prin care trebuie să demonstrezi că îndeplinești o serie de condiții, de cerințe și de indicatori. De la managementul muzeal, la modul de conservare, promovare, protejarea patrimoniului, o serie de alte aspecte strict legate de activitatea specifică unei astfel de instituții. Cum aceste acreditări se acordă pe un termen limitat, acestea trebuie reînnoite, iar cei de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva au reușit de curând să le obțină din nou. În anul 2018, pentru că aceste acreditări se aprobă doar pe un termen de maxim 5 ani, am depus documentația în luna iunie și zilele acestea am primit ordinul ministrului, un moment extrem de important pentru instituția noastră. Practic am fost reacreditați pentru următorii 5 ani. Ca să vă spun, să vă puteți face o impresie despre numărul instituțiilor din România acreditate, sunt 98 de muzee și colecții acreditate din aproape 800 existente în această țară. Deci suntem în primii 100 și faptul că am obținut reacreditarea demonstrează că am reușit să ne menținem standardele la același nivel sau le-am și îmbunătățit. Printre cerințele necesare acreditării se numără existența condițiilor optime de păstrare și conservare a colecțiilor, existența unor servicii de calitate oferite publicului, funcționarea pe baza unor planuri de management și îndeplinirea tuturor cerințelor legale, urbanistice și de securitate. De asemenea, obținerea acestei reacreditări aduce mai multe avantaje Muzeului Devean. În primul rând, este o recunoaștere a instituțiilor de specialitate, a Ministerului Culturii, deci o recunoaștere a activității muzeului, așa cum spuneam, a calității și importanței colecțiilor pe care le deținem, a modului în care le administrăm, a programelor culturale pe care le desfășurăm, dar și asigurarea posibilității participării instituției la diverse programe și proiecte europene și naționale. Cei interesați de mai multe detalii privind muzeele și colecțiile din România pot consulta pagina ghidulmuzeelor.cimec.ro.